început să vadă Liam, că v-am zis deja numele, fără să vreau, recunosc, n-am vrut să vă zic, dar la cât m-a agitat Alexandra acolo în clipul ăla, i-am zis numele ăsta. Mai am un nume să vă zic. Ăla mai încolo, sper. Să nu mă mai agite Alexandra. Da, sigur. Acum, cu ocazia faptului împlinit și a situației în care ne aflăm, și anume, Liam, Joseph, poate să vadă, am decis, aprindeți rog becul, să intrăm să-i arătăm camera. Până acum l-am mai dus noi aici în cameră, dar degeaba l-am dus, că nu văzuie mare lucru. Nu te speria, tată, că asta girafă. Cum să uită, mami? Că să uită la girafă. Mă, ce e asta, tată? Ce e asta? Uită asta. Uită ce magie face tata. Pac, 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 pac. Pau! Ii, mă, girafa! Uite! Știi cum stă? Mi-e supărat? O studiază. E girafa, tată. Pune mâna pe girafa. Cum se uită la ea? Pune mâna, tată, pe girafa. Trebuie să te pun invers. Așa. Așa. Pe mână. Așa. Da. Vezi girafa? Hă? Ce să-ți arate tata? Mizebra. Tu ce faci acolo, mamă? Ce face tata acolo? Ce face? Se uită la tine, nu știe ce faci. Foarte, foarte curios. Cine e aici? Ce interesant! Numai îl miroase, pac-pac și pare de pace. Cine e aici? Liam? Rocky? Rocky? Mama? Rocky? Rocky! Jucăriile? Uite cum își pune coițele, mama. Sunt jucăriile. Jucăriile tale. Sunt jucăriile. Da, la aia te uiți. La jucării, mama. Îți iau jucăria. Ți-o iau. Ți-o iau. Ți-o iau. Bine. Tu, elefantul. Păi elefant vrea să sară. Îți iau jucăria. Îți iau jucăria. Bine. Bine. Atât o așteptat. Bine. 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 Nu-i faci așa. Nu, tucanul. Rocky jucăria lui Liam, nu e a ta. Nu? Nu e a ta. Nu-i tata, tucan. Să vezi ce bătăi o să-și dea ăștia lui. Nu mai să mai crească copilul. Nu mai să mai crească copilul. Oare să-l pună în ăsta, mami, în balansoară? Noi, nu-i voia încă așa? Nu, pe nu poate, nu poate să stea în fund. Ni, hai să-ți arăt. Berbecu, Liam Izodia Berbec. A, bine, stai că mă văd eu. N-are nimica. Uite, tata. Am uitat ele disperat. Dar fii atent. Fii atent numai. Ce e acolo? Hai, nu mai împinge așa. Na, vezi Berbecu, Liam. Hmm? Adică se uită, dar nu știu ce e în capul lui. Nu știu la ce se gândește. Vrei să spun ce e în capul lui? A. Cam ce e și în capul tău? Nimic. Da. Nu e nimic în capul meu. Iubirea mea. 24 din 24 tu ești, stai, în capul meu. Cum te poți numi un nimic? Stai. Când tu ești atâta de plină de frumusețe, de bunătate. Adică că deci acum ți-e ciudă sau ce? Nu, dragoste, am zis. Vezi că 24 de ore din 24. Ai un corn acolo ca și Berbecu. Ca și Berbecu. 24 din 24 ești tu, mintea mea. Alergi. Alergi în mintea mea. Ai obosit, mami? Ha? La cât alergi pe mintea mea? Cum te mai reziști? Vezi că ți-e cornul ca și Berbecu. Ia să rămâne tu de aici. Că sunteți cam obraznici. Rămâneți și jucați-vă trebuie. Aliam.
Da, fraților, încă nu. Am crezut că întinde, pune mânuța. Da, că deja te dormi bine. O schimba deja trei brațe. Am crezut că întinde mâna, că ăsta, dar nimica. Ați văzut cum faci cu mine? Nu-i bai. Nu-i bai. Liam, abandon. Asta era să dormă. Cel mai mult. Cum să fiți atenți. Cabroșile. Dă-i cuca. Mamă, ce faci ca și ciocăria, ciocăritoarea? Bravo. Bravo. I-am luat ham. Ce iubire aveți mele? Fiți atenți aici. Ham de ham. Dar nu pot. Aici. Unde? La carne? Uitați, hamul ăsta l-am luat. Am un ui cine și ce ham, dar e suficient. E suficient. Are și de aia pentru ceafă, ridicătură, e beton. Ăștia nu-i buni. Pantalonii nu-i buni, Alexandrei. Mergem să-i schimbăm. Și... unde-i, cu ce brazilian că ești la șoldane? Uite ce brazilian că ești, mami. Ți se balansează când umbli. Gândești că ești aia, împopoțonată, cu șlapii aia pe foc și numai cu fundul. Gata, tată. Aici avem un dezastru culinar. Mamă, dar ce ai pus? Și ia ce miroase. Chiar că miroase bine. Parcă așa, sarmale... fasole cu sarmale, ceva de genul. Fasole cu sarmale. Ah. Ce condiment ai pus? Barbecue. Barbecue, bun. Și mai vreau să vă arăt ceva. Și-o comandat o pereche de espandrile. Unde ți le-ai pus? Ah, tot în cutie. Fiți atenți. Cu 500 de lei. De vară, faine. Mm. Și mie îmi plac mult stilul ăsta de spandrile. Hai că stilul ăsta. La băieți nu-mi plac. Deci, sunt de băieți? Nu. Sunt și de băieți. Spandrile de talpa asta de plută și materialul ăsta. Ăla e cap de plută. Eu pica câca. La băieți nu-mi plac. Nu. Dar alea sunt frumoase. Ce-i sufletul și viața mea și raza mea de soare? Nervos. Vrei la tata-n bra. Nicu m-a schimbat-o. E foame? Loghicit. Loghicineva asta, fraților. Victorie. Eu fost foame. Mănâncă ca un hap. Nu auziți cât mănâncă? O tură, prima tură, mănâncă 160 mani. La completă. A. Da. 160. Stă o jumătate de oră. Ieri mâncat ieri la 6 când a fost mai cât, am mâncat 180. 180, auziți? Am făcut schimbul și după jumătate de oră 40 de minute i-am mai dat și eu 60 de mililitri. Nu vă dați seama cam ce pofte are. Uragutanul meu. Cam ce pofte are. Uragutanul, mamă. Am fost ieri. Am ieșit că o trebuie să mă întâlnesc cu cineva și fiți atenți ce am pățit. M-a oprit la farmacie din mi-am luat. Uite crema asta. E aici. Lamisil. Mi-a fost recomandată. Opa, o picat. Mi-a fost recomandată de farmacistă. Acum poate sunteți, da, poate nu funcționează la tot aceleași tipuri de creme și așa, dar de o perioadă mi se mai face, uite aici, în ea la picior. Ce-i asta?
ce e? Mi se face la picior. Da, vezi, m-am dat cu cremă și nu mai am. Și fără să mă dau cu cremă, îmi dispărea ca și o iritație și cu un pic de mâncărime. Și m-am dus, au zis că e ceva ciupercă, micoză, puii mei, să mă dau cu crema aia. Într-adevăr, m-am dat cu cremă și aseară, dar pe eu știți cum am dat. Și cum am dat mami. Nu am pus acolo. Păste tot. Pătă-te degetele sus, jos, tot. Am folosit sfert de tub dintr-o tură. Ca bătrânii, deja am micoză la picior. Ce? Păi am o micoză, eu stau cu o micoză. Nu am la picior, eu cu o micoză stau. M-am usurat cu o micoză, cu o ciupercă. Stai să te cazi de ăsta. Au, mușcă! Deci femeia mea fac ce vreau cu tine. Nu. Eu îi să-l sărute tata. Că-i spăria cu o bapă mătă. Stai să mai crească, trebuie să-l trimis și eu la McDonald's când vreau să mă iubesc cu tine. Așa îmi zice tata, îmi dă de bani, zice, du-te la McDonald's. Dar nu mi-e foame, mă, du-te la McDonald's, n-am auzit că am treabă cu mătă. Dar nu mi-e foame. Ia, vă pup, fraților. Și uite, o primit Liam un pupulaș. De la Paul Adrian Image. Periculosul periculoșilor. Nici ce fain. Dar ce e la băiatul lui? Am arătat. N-aș știu dacă să-i spun numele sau nu. Iulia. Mama. Am arătat. Opet. Am arătat sărutaia și picioruțele astea minunate. Și pe rochi. Pe cine? Pe rochi. Pe rochi? Da. O primit, nu mai primește, gata. Și să nu uităm de Kenzo care stă și să uită oare pomenește și de mine e băiatul ăsta. Da, fraților. Pe seară avem programare la inimă. Cum se numește medic? Pediatru, cardiolog, pediatru. În fine, îi verifică inimioara, controlul de rutină. Și după aceea mergem la doamna doctor să o verifice pe Alexandra, să vadă cum a evoluat vindecarea trupului. Cineva este entuziasmat. Vă pupă, tăticul Livian! Vă pupă!